Unicul lucru care cumva, nu neapărat că deranjează, dar care este destul de neclar perioada cât asta se întâmplă. Deci, probabil luna august, până la moment, nici măcar aproximativ nu cunosc la ce etapă este această verificare, cel puțin în raport cu mine, și dacă asta se va întâmpla în raport cu ceilalți procurori care urmează între în acest proces de vetting, mă ce mie e bună atmosferă în procuratură, că un procuror aflat în acest proces de vetting este un procuror vulnerabil. De ce este vulnerabil? Inclusiv din simplu fapt că această comisie de vetting urmează să aprecieze și soluțiile date de procuror de-a lungul timpului. Deci procurorii, haideți să vă spun altfel, procurorii sau atmosfera din procuratură este următoarea. Procurorii care vor decide să meargă în acest vetting își vor asuma riscul, însă rezerva cea mai mare a procurorilor nici măcar nu este în consecințele nepromovării acestui vetting. Consecințele sunt că pleacă de tot în sistem și nu pot... Consecințele sunt, după opinia procurorilor, nemotivat de dure în raport cu acest procedeu. Problema cea mai mare a procurorilor este lipsa de predictibilitate a acestui procedeu. Deci nimeni nu știe când... Aproximativ știm când începe, dar nici aproximativ nu știm când el urmează să finiseze. Da, eu înțeleg, dar la modul concret. Deci, ok, comisia de vetting o să-și facă treabă, poate să dureze mult timp. Cum, în timpul ăsta, procurorii nu sunt suspendați din funcție? Nu sunt suspendați din funcție, ce da. Încurcă să-și facă munca? Păi fiecare procuror, în toată această perioadă, eu bănuiesc și cred că să încerce să fie cât mai puțin vizibil, să nu-și asume decizii foarte, foarte publice sau foarte deranjante pentru public. Deci asta este lucru de procuror. N-ai cum să fii placut tuturor. Așa este lucrul nostru. Deci deciziile noastre sunt criticate, sunt apreciate critic, mai rar când sunt apreciate pozitiv. Am înțeles. Diferent cum vor fi ele. Au fost sau nu depuse? Sau urmează să fie depuse de către unii procurori cereri de demisie pentru a nu trece prin vetting? A fost din informația care o am, destul de mulți procurori au să plece. O să plece înainte să înceapă? O să plece în momentul notificării, din simplu motiv că nu vor să riște cu, în primul rând, cotizația unică la eliberare, care este produsul anilor lucrați împărțit la 50%, plus riscul de această interdicție de a ocupa funcții cu demnitate publică în următorii de la 7 la 10 ani. Proporțional, cât sunt acești mulți care ați spus dumneavoastră? 10, 20, 30%? Procente mai bine. Mai mult de Mai mult de atât și este vorba de procuraturile specializate și aici e problemă destul de complicată. Deci aproape de 50 sau chiar mai mult de 50? După anumite informații, așa, un sondaj discret, mai bine 50%. Poate ei joacă acum. Deci, să avem răbdare, să vedem ce se întâmplă exact în următoarele 20 zile când vor fi notificați. Speranța și solicitarea mea către comisia, viitoarea comisie care urmează să evalueze procurorii, este ca să fie notificați procuraturile specializate, dacă se va decide că pe rând urmează să fie efectuat acest proces de vetting, totodată procurorii să știu exact câți procurori rămân, să văd cum repartizez lucrul, este vorba de cauze penale pe rol, cauze penale cu persoane arestate, măsuri speciale, etc. Nu chiar în regulă la fiecare 10 zile câte 2-3 procurori îți pleacă și aceste cauze penale pleacă de pe mână pe alta. Domnul noi am putea să ne trezim cu o pauză pe dosarele de rezonanță? Nu, noi putem să ne trezim cu un blocaj total în procuratură. În procuraturile specializate, acolo unde procuratura anticorupției este declarată prioritate națională în rupta cu corupția, totodată este prima instituție care va trebui să treacă prin acest proces de vetting. Eu nu spun că el nu trebuie să se întâmple, trebuie să se întâmple. Nu numai raport cu procuratura anticorupției, în general cu sistemul procuraturii. Asta este poziția procurorilor, da, este necesară curățare, însă iarăși revenim la ce noi avem nevoie de predictibilitate, să știm cum gestionăm lucrurile. Dacă acest proces se întâmplă o jumătate de an, 3 luni, 5 luni, noi știm exact cum aranjăm lucrurile, astfel. Am înțeles, mai avem foarte